Cred că am repetat de foarte multe ori acest lucru și probabil te-ai întrebat de ce pun foarte mult accent pe intensitate, de ce este atât de important, cu ce ne ajută sau care sunt beneficiile antrenamentelor intense. Ei bine, am hotărât să fac un video doar despre intensitate, dar mai întâi să spun pe scurt ce înseamnă intensitatea și cum se măsoară. Intensitatea se referă la cât de multă energie este consumată atunci când execuți exercițiile. Aceasta se poate măsura în două feluri, intensitatea greutății pe care o folosești și intensitatea efortului. În cazul intensității greutății, aceasta se măsoară prin calcularea procentajului a greutății maxime pe care tu o poți face, și aici mă refer la o repetare maximală. În cazul intensității efortului, se referă pur și simplu la efortul depus în timpul setului. Are legătură cu apropierea relativă de epuizare, cu cât ești mai aproape de epuizare, cu atât este mai mare intensitatea și invers. Această metodă se numește RPE, este o scară de la 1 la 10 a efortului. Intensitatea este probabil cel mai important element al antrenamentului, deoarece atunci când te antrenezi la o intensitate suficientă, corpul tău devine mai puternic și vei vedea schimbări în dezvoltarea masei musculare, procentajul de grăsime corporală, rezistență și forță. Intensitatea ridicată a antrenamentelor poate avea mai multe beneficii. Aici mă refer și la starea ta de sănătate. Îmbunătățește starea de spirit. Studii recente au arătat că creșterea intensității unei activități fizice poate avea un impact pozitiv asupra dispoziției și scăderea simptomelor de depresie. Risc mai mic de mortalitate. O revizuire a cercetării din 2019 a examinat modul în care exercițiul fizic intens și moderat a afectat riscul de mortalitate și a constatat că antrenamentele de intensitate mai mare, în special, au redus riscul de deces și crește arderea caloriilor și rata metabolică. Un studiu anterior a examinat 10 subiecți de sex masculin și a constatat că exercițiul fizic intens de 45 de minute a dus la o ardere mai mare a caloriilor și la o cheltuială de energie post-antrenament care a durat 14 ore. Iar în acest studiu au participat 30 de persoane, care au fost împărțite pe două grupe. Prima grupă a efectuat volum scăzut și intensitate ridicată, iar a doua grupă a efectuat volum ridicat și intensitate scăzută. Prima grupă a avut câștiguri semnificative mai mari în creșterea masei musculare decât a doua grupă. Acum, dacă mai ții minte, sunt trei mecanisme care fac mușchii să crească. Tensiunea mecanică, modalitatea principală este să pui un stres progresiv asupra mușchilor prin ridicarea unor greutăți mai mari. Leziunea musculară, în această metodă se folosește de febra musculară ca semn că ai avut un antrenament de succes. Și stresul metabolic. Dacă ai simțit vreodată cum mușchiul arde după un exercițiu sau ai pompat mușchiul la sală, atunci ai simțit efectele stresului metabolic. După cum se știe, varianta care dezvoltă masa musculară cel mai bine este tensiunea mecanică. Trebuie să supui mușchiul unui stres care să-l provoace pentru a face ca mușchiul să crească și să devină mai puternic. Iar pentru a face asta, trebuie să crești intensitatea prin adăugarea de greutăți, prin atingerea epuizării musculare sau prin diferite metode și tehnici mai avansate. Pentru o performanță mai bună în sala de forță și pentru atingerea hipertrofiei musculare, antrenamentele intense sunt cheia. Ai nevoie să crești în forță, să folosești greutăți mari pentru a recruta toate unitățile motorii, să te apropii de epuizare la fiecare serie, altfel nu vei stimula mușchiul să crească. Volumul este și el foarte important, dar dacă acel volum nu este unul calitativ și simți că după finalizarea antrenamentului ar mai merge să adaugi câteva serii sau exerciții, atunci știi că nu te-ai antrenat destul de intens. Iar creșterea volumului nu va face altceva decât să pierzi mai mult timp în sală, fără reale beneficii. După cum ai observat, intensitatea reprezintă una dintre cele mai importante aspecte când vine vorba de antrenamentele cu greutăți. Dacă vrei să evoluezi și să-ți dezvolți performanța în sala de forță, intensitatea este cheia. Sper că ți-a plăcut acest video. Nu uita să dai un like și să te abonezi la canal, pentru că am pregătit clipuri interesante pe viitor.